Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați, pentru ca să fie totuși așa cum o meritați. Ediția de astăzi va fi una suportabilă, nu insuportabilă, cum sunt majoritatea. Meritați și dumneavoastră un sfârșit de săptămână mai optimist, mai critic, mai... Să stăm de vorbă cu timpul, mă gândeam. De ce? Pentru că mă ajută foarte mult și m-a și inspirat. De altfel, invitatul meu de astăzi, fascinantul actor, cantautor, cu vocație de prieten, un mare român, Daniel Făt. Mulțumesc frumos, Dani, pentru că ai acceptat invitația mea. Prezentarea asta zici că nu e despre mine? Da, nu e Da, bine? mulțumesc că mă consideri așa. Bine, v-am găsit și eu. Da, asta cu potențial de prieteni e foarte tare. Da, Am observat că, da, nu toată lumea ai suportă vocație de prieten. prietenul. Am spus potențial, am greșit. Vocație, Vocație, da. vocație. Prietenia e grea. Dar e grea de primit și de dat. Și de păstrat, de onorat. E o vorbă faină. Și că vrei să spui mereu adevărul sau să ai mulți prieteni? N-am mulți prieteni. Chiar Nici nu dacă mi-e zici că imaginam, nici nu mi-e am imaginam. vocație. Da, ai Dar vocație. ăia o mână, sunt prieteni buni. Și-s de aia de suflet. Și-s fain. Ce mai fain. Să știi că nici nu m-am gândit la ce am spus de aici. Sigur, am trecut și pe aici. Nu mi-am propus să te prezint așa. Așa am simțit, așa simt Așa a eu de altfel. venit. Așa a venit. Da, pe, după ce îi salut pe telespectatori, trebuie să le spui adevărul și de obicei știți că spun chiar tot din casa mea, așa. Astăzi este bucurie, nu va fi insuportabilă. Are texte minunate, fascinantul Daniel Făt, pe care ni le oferă cu generozitate și asta pentru că este prezent în realitate și pentru că este un foarte frumos român. M-ai fascinat de la prima noastră întâlnire în urmă cu, iată, o sumă de ani. Au trecut niște anișori de când ne știm. Cam, nu știu, vreo șase, șapte, Da, mai mult, sunt vreo șapte, șapte, opt. opt sunt. Mă rog, așa cumva. Nici nu contează, Sunt nu? o mână, vă două mâini de ani aproape. Două mâini de ani, da. Da, am încercat astăzi, pe cât mi-a stat în putință, te-am ascultat pe YouTube și tare bine mi-a fost și am spus, nici nu mai trebuie să pregătesc nimic, gata, mai preparat de întâlnire. Păi, na, bine, oricum nici eu nu m-am pregătit, așa că despre ce vorbim? Ei, vorbim despre noi și despre, dar nu vorbim Bine, hai să despre începem atunci cele insuportabile, că... să trecem mai ușor peste toate cele insuportabile. Propun un cântecel care nu are textul meu. E un text găsit pe net, care mi s-a părut că are un Autor mesaj necunoscut? fain. Autor necunoscut deocamdată, probabil la un moment dat cineva o să-mi zică, vezi că e textul meu, te-a Da. apărut în nu știu ce revistă sau undeva. Un zâmbet e ca gripa, îl iei fără să știi. Când cineva îmi zâmbește, oricine el ar fi, și fără a-mi fi voia, așa instantaneu, în inimă îmi pătrunde și acum zâmbesc și eu. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Și n-am mers prea departe când alt om m-a întâlnit, uitându-se la mine cu ochiul împietrit, dar m-a zărit zâmbindu-i și așa încet inel, și fără să-și dea seama s-a molipsit și el. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Fiecare pe limba lui. Așa că, frate, soro, sau cine oare ești, să împletim un zâmbet dacă și tu dorești, să înconjurăm pământul de la un chip la altul, să dăruim un zâmbet că-i gratis la tot natul. Deci, dacă simți că un zâmbet începe să apară,
te rog din al meu suflet, nu îl lăsa să piară. Și astfel împreună vom reuși pe bune să înconjurăm cu un zâmbet, eu sper, întreaga lume. Iată un mod deosebit de a sta de vorbă cu timpul. Poate că la un moment dat am și scris, de fapt, dar nu este potrivit pentru tine. Așa mi-a venit ideea, adică este un gând de vorbă cu timpul și îl întrebam așa, dar în taină, să nu ne știe lumea, ce-o fi apucat-o pe mama să mă facă? N-ar fi un text fain? Nu te întreb uneori, ce-o fi apucat-o pe mama să mă facă? Păi cred că e un singur răspuns. Da. N-au avut de ales că Dumnezeu i-a dat treabă. Aha. Dumnezeu i-a dat treabă. Că nu venim noi că vrea mama copil. Eu n-am copii, de exemplu, și vreau. Ce vrei? Să-ți dea Dumnezeu. Când ne dă Dumnezeu. Să-ți dea Dumnezeu. Când vrem noi mult. Să dea Dumnezeu. Da. Și atunci mama... N-am făcut decât să fie un, și mamele în general, sunt un canal, dacă vrei, dar în sensul bun, în mâna lui Dumnezeu. Da, prin mame venim toți pe pământ. Inclusiv Hristos s-a născut printr-o mamă pământească. Și atunci, normal că aia e treaba noastră. Așa să venim pe pământ. Și atunci pe mama a apucat-o... Un drag de tata și i s-a dat temă. Da, am apucat un drag de tata, sigur că da. Într-adevăr, este un act divin. Actul conceperii, că de atunci începe viața, din asta clipa dacă aceea. Dacă e conceput, divin. Dacă e conceput în urma unui viol, de exemplu, sau nu știu, alte... întâmplări din astea nefericite sau la beție sau știu eu în ce alte situații, atunci și oamenii care ies sunt de un anumit nivel. De-aia e plin de... Uh-huh. Cred că educația prenatală e un punct foarte important. Educația prenatală, aia bună, morală, sufletească, spirituală, aia lipsește. Dar cui că cum se face treaba aia concret, știe toată lumea. Dar cum îți pregătești sufletelul ca părinte, cum te pregătești tu ca viitor părinte? Am zis că probabil că încă îți prea copil ca să fiu tată. Da. Și atunci de aia. Dar e o temă foarte, foarte amplă delicată. Și importantă. Și implică responsabilități teribile. Păi da, iar dacă oamenii, părinți, viitorii părinți, sunt atât de concreți, laici, valoarea lor e doar banul sau știu eu mai ce, atunci aduc pe lume niște copii pe măsura lor. Sau prin copii li se mai dă o șansă. Mama ta a avut o șansă în plus, pentru că a venit un copil special. Oh, mulțumesc. Și fiecare om toți care a pornit, și eu aș zice că toți suntem speciali, toți. Dar fiecare e în felul lui. E adevărat. Fiecare are un sâmbure mai altfel. E adevărat. Numai din punct de vedere funcțional, eu sunt tulburată în mod pozitiv. Spune, numai divinitatea poate face așa ceva. Mă gândeam, uite, la coardele vocale care te ajută pe tine să ne răsfeți, să ne bucuri, să ne descrețești frunțile. Fantastic ce e acolo! Fantastic! Habar n-avem. Fără vorbim. Da. Păi nu, mi se pare firesc, dar nu căutăm. E ca și sănătatea. Atâta vreme cât suntem sănătoși, sănătos, nu-mi trebuie mie prevenție. Păi ce, n-am nimica. Și ajungi după 50 de ani, să zic,
sau de la 40, că încep să ți-e doară tătecele. Am vorbit de curând cu cineva, are sub 40 de ani și o grămadă de probleme de sănătate. Grele. Din ce în ce mai mulți. Da? Și atunci, dacă la 16-20 de ani îi spui, uite, încearcă să ai grijă ce bagi în tine, în acest vehicul, că îți va trebui 100 de ani. Sau cel puțin așa suntem proiectați. Noi ar trebui să trăim 120 de ani. Câte 3-4 la oaltă în ultima vreme. Păi, și atunci... Adică cumulat, în... să nu înțelegeți. E ca o mașină. Mașina aia e făcută să funcționeze, nu știu, câteva sute de mii de kilometri. Da? Fără reparații, fără nimic. Dacă păstrezi datele tehnice. Ulei din ăla, benzină de aia, nu știu, ce mod de întrebuințare are. Ei, dacă îi pui tot felul de benzină proastă, o mai forjezi, o mai nu știu ce, la un moment dat clachează mai repede decât trebuie. Și atunci, mașina asta, ne-ar trebui să o ajutăm mai bine? Da, ar trebui să o ajutăm. Să mâncăm mai fără euri, mai fără anumite produse care nu ne ajută deloc. Și aici mă refer la, că și așa suntem în postul Crăciunului, mă refer la produsele din carne. Carnea, adică eu le numesc cadavre gătite. Bagi niște toxine de genul ăsta în tine, apoi organismul ăla se luptă să le dea afară. Consumă mult mai multă energie decât primește. Iar componentele, pe mine mă distrează cel mai tare. Și proteinele de unde? Dar de câte proteine avem nevoie? Păi avem nevoie de puține proteine. Și nu sunt nu cele de atât de multe. Care sunt... Și sunt vegetale câte vrem. În semințe, în nuci, în tot felul carne, de... Nu mai mănânc carne, din câte înțeleg. Păi nu mănânc carne. De multă vreme. De 17 ani. Minunat. Și nu să vezi, uite. E, am pe mine slănina vegetală. Da. Așa e că... bine, agresăm organismul și din interior, dar și din exterior, câte noi dă. Da? Ce ne... Cu ce ne mai răsveți acum? Să vezi ce... Bine, să vă cânt unul, dacă tot am ajuns la capitolul de mâncare. Pe orice raf din supermarket găsești euri berechet de produse naturale, astăzi nu mai ai buget. Ai uitat gustul legumii fiartă ieri la foc încet, până și culoarea pâinii e dată cu aracen. Dar mănânc un E, gustosul E, ce bine E, devin un E în fructe, E în legume, în ouă, în pește. E, 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 E. Păi ajută-mă un pic, vreau să fac playback pe E. Nu vreau să strig. Glutamat monosodic E, guanilat disodic E, nicotinamine E, ribonucleotide E, agenți de apânare E, sau de îngroșare E, 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 E. Cu potențator de aromă zici că hrana-i naturală, dar poți să ajungi în comă cu alimentația fatală. Dar mă simt fantastic, voi fi mai elastic, mă transform în mumie de plastic. Mă simt fantastic, voi fi mai elastic, mă transform în mumie de plastic. Când mănânc un gustosul Felicia, ce bine E, devin un E în fructe, E în legume, E în ouă, E în pește, E, 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 E. Și în continuare iei la vraf produsele făcute praf. Lapte praf, ouă praf, usturoi praf, totu-ți face praf, simțurile praf, stomacul praf, ficatul praf, imunitatea praf. Dar mă simt fantastic, voi fi mai elastic, mă transform în mumie de plastic. Mă simt fantastic, voi fi mai elastic, mă transform în mumie de plastic. Când mănânc un gustosul, ce bine, devin un în fructe, în legume, în ouă, în pește, e, 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 e.
Dar masiv, fantastic, voi fi mai elastic. Mă transform în mumie de plastic. Masiv, fantastic, voi fi mai elastic. Mă transform. Da, asta nu e de aplaudat, doar prestația ta este de aplaudat. Într-adevăr, așa stau lucrurile, pentru că în urmă cu circa 20 de ani, nemții au constatat când se conduceau ei pe ultimul drum acolo și cântau în legea lor veșnică pomenire, trebuiau să-i dezgroape pe cei plecați cu mulți ani în urmă și au găsit moște. Euri. Așa se moște. Au găsit euri. Și aceasta este cauza, realmente, au constatat ei. Și după aceea s-au dus la incinerare. Și pentru că la ei deja prețurile creșteau, erau tot mai numeroși, au fugit în Polonia cu defuncții. Era mai ieftin. Nu știu în chestia asta. Da. Cinică. La polonezi era puțin mai ieftin și... și au exportat după aceea, mai e un alt aspect al problemei, pentru că la polonezi e mai ieftin și seniorii îi duc la polonezi, pentru că cazarea, inevitabilă cacofonia, mă iertați, este mai ieftină în căminele de bătrâni la polonezi decât la nemți. Dar acum îi rezolvă ISIS. Îi pulverizează, da, numai nevoie de... Am râs, dar nu-i de râs. E trist. Da. Eu cred că asta e așa un fel de aparentă legea karmei, dar care cred că într-adevăr e foarte condusă din spate de același organism. Noi vedem numai teatru din față, cele două mâini. Ăștia se bat cu ăștia. Dar de fapt în spate sunt de același organism care... Mi-aduc aminte și mi-am adus zilele astea aminte de Corneliu Vadim Tudor, care spunea, nu ne vindem țara, aveți grijă că mafia vinde tot, aveți grijă la aia. Și toți s-au aliat împotriva lui, făcându-l, numindu-l nebun și băgând o contrainformare din asta. Și efectiv sunt sigur că la un moment dat a luat o razna din cauza asta, că nu mai avea credibilitate și era nebunit la modul figurat în prima fază de credulitatea românului. De a pune în balanță diverse alte informații și de a nu avea discernământ. Dumnezeu să-l odihnească, un mare român. Un mare român care, într-adevăr, la un moment dat, nemai găsind probabil urechi care să-l audă, a luat-o și pe alte căi puțin mai... mai delicate, să zic așa. Da. Pentru că e... grav să spui niște adevăruri, să nu te audă nimeni și tu atunci să recurgi la niște forme de exprimare mult mai dure. Și practic acele forme l-au discreditat când s-a apucat să... Da, incomoda. Ideea e că din ce în ce mai multă lume vorbește despre acea mânărie din spate, despre, am un lapsus, teoria conspirației, care din ce în ce mai tare parcă se adeverește. Da. Conspirație sau nu, e important ce facem noi cu noi și cât... suntem în stare să avem capacitatea de a alege informațiile bune de alea rele. Și să ne gândim ce i-ar plăcea lui Dumnezeu din ce aude sau din ce facem. Atunci probabil că am avea niște repere mai sănătoase. Eu mă mir că ne mai suportă bunul Dumnezeu. Uite, am găsit acum, dacă mi-i îngăduie. Mi-e doar de Vadim. Dumnezeu ne suportă, nu are probleme cu suportarea. Că nu Dumnezeu ne pedepsește, ci noi ne atragem niște situații datorită alegerilor pe care le facem. Ce semenea aia cu legi? Cum îți așterni așa dor? Uite, are un blestem aici postat pe contul lui. Zice, bate-i, Doamne, pe dușmanii mei,
Dă-le plagă biblică. Părinte, ca un cancer cu ciorchinii grei cresc pe trupul țării noastre sfinte. În fine, e destul de, nu vreau să ocup ediția de astăzi. E dur. Da. Nu, chiar și-a iubit țara, ne-a iubit. Și a fost ironizat, dar cine are suflet de român l-a apreciat și eu cred că este, Vadim a încheiat plutonul patrioților care și-au asumat și riscuri și totul. Nu neapărat mai sunt. Mai sunt, dar nu sunt la vedere și nu mai au autoritatea pe care... Mai sunt și probabil o să înceapă să fie mai la vedere. Sunt foarte mulți tineri, constat, nu-i așa? Greșesc? Da. Sunt foarte mulți. Iată, deci unul tinerii, lângă mine. Tinerii s-au cam săturat de minciuni, de da. Păcăleli, de manipulări, de prostii. Și dintre ei sunt mulți care vor altceva și simt că se poate. Acel marș al tăcerii care a fost după întâmplarea nefericită din colectiv, ăla a fost un marș al sufletelor. Aia a fost o revoluție creștină, dacă vrei. Chiar dacă au fost rockeri acolo care poate nici nu se roagă în modul ăla sau poate se roagă. Poate se roagă mai mult decât alții. N-are importanță. E vorba de unirea sufletelor într-o modalitate pașnică de a trimite un semnal de alarmă. Că după aia, după o zi, două, au început să se infiltreze elemente destabilizatoare, ca să folosim niște termeni din ăștia simpatici, e altă poveste. Atunci, în prima zi, atunci a fost ceva. Și atunci a fost semnul că țara asta nu e moartă, că nu e la cherem oricui și că la un moment dat o să se scuture de tot, de toată pecinjinea asta. Da, și atunci au dat semnalul, de fapt au spus explicit, foarte limpede, că nu mai vor să plece din țară, vor să rămână în țara lor, ceea ce păi nu am crezut că voi auzi curând. Dar acum, iată, hai să fim serioși, nimeni nu vrea să plece. Pleacă de musai. Unii au mai spus-o așa, inconștienți. Mă aduc din țara asta de substanță maronie. Bă, dar nu-ți dai seama că tu de fapt ești nu țara. Țara okay. E... Ok, te duci pentru că da. Sunt niște situații. Da. Că e o birocrație, că sunt niște legi proaste, că își bat joc toți de ea și nu avem putere să schimbăm destul. No, din păcate. Însă dacă ne adunăm așa cum s-au adunat atunci, avem. Și ne adunăm. Avem. Ne adunăm. Uite, un cântec pe textul unui patriot fain cu care m-am împrietenit de curând, Cornel Udrea, o poezie, Amintiri despre viitor, din cartea de versuri Dreptul la romanță, care a fost lansat de curând. Dacă se poate lua mai aproape, dacă nu... Bine. Vreau să vă cânt un cântecel de aici. Da. În curând n-o să se mai audă ciripit de păsări sus în brazii vii. Ieri a fost pădure, azi umbrada sudă. Ce le spunem oameni, ce le spunem oameni, ce le spunem oameni mâine la copii? Urmele de zmeuri, tufele de mure, pe o stâncă moartă lupii argintii, cad și ei sub glonte, codrul sub secure. Ce le spunem oameni, ce le spunem oameni, ce le spunem oameni mâine la copii? Prin guverne, trec guverne, prin guverne, trec guverne, un destin urât îi va pândi. Prin guverne, trec guverne, prin guverne, trec guverne, un destin urât îi va pândi. Braconier cu acte, hoți la drum mare, chiar că nu vă pasă codrul ce va fi. Zestrea asta verde nu-i o întâmplare. Ce le spunem oameni, ce le spunem oameni, ce le spunem oameni mâine la copii?
guverne, trec guverne, vin guverne, trec guverne, unde sin urât îi va pândi. Din guverne, trec guverne, vin guverne, trec guverne, unde sin urât îi va pândi. Legile vieții, dragostea de țară, cu credința în verde se vor împleti. Codrul și zvorul nu-l lăsați să piară. Ce le spunem, Doamne, ce le spunem, Doamne, ce le spunem, Doamne, mâine la copii? Ce le spunem, oameni, ce le spunem, oameni, ce le spunem, oameni, mâine la copii? Ce le spunem, Doamne, ce le spunem, Doamne, ce le spunem, Doamne, mâine la copii? Da, tocmai, da, ce le spunem, ce le spunem, Doamne, ce le spunem la copii? Cred, e greu, e greu. Nu pot să mă abțin. Acum câteva săptămâni am observat, venind acasă în secele, că a dispărut dealul de deasupra. De fapt, pădurea de pe dealul de din sus de casa noastră. A dispărut. Cum așa, într-o zi, două? Nu știu exact când. A, tu ai observat? Am observat acum vreo lună, să zic. Și ce le spunem, Doamne? Și pe margine a lăsat toarșul care a tăiat, a lăsat niște copaci, așa, numai pe marginea unde era o pădure de pini plantați. Deci era o reîmpădurire făcută cândva. Și acum e... E chel de alu. Și am întrebat pe cine mai știe, pe vecini, pe unii, pe alții. Voi ce știți de... Când a dispărut? Păi stai, că acolo Silvic e al primăriei. Și primăria face ce vrea. Deci primăria probabil a dat acordul să se taie pădurea. Și nu era nu știu cât de mare. Adică sunt convins că n-au obținut nici foarte mulți bani. Dar era frumoasă. Era acolo un deal împădurit. Era aer curat. Că și așa în Săcele e o zonă din asta mai, un pământ mai argilos în partea aia de deal. Și se scurg apele. Și pânza freatică e deasupra. Și atunci pădurea aia absorbea din apă. E o protecție. Să nu ne mirăm că la un moment dat o să apară niște surpări de teren. Sau nu știu, alunecări de teren în zona aia. Da, atâtea sunt, dar le-am promis telespectatorilor că astăzi lăsăm. Asta e viața, da. Uite, uite, desfată-te cu a? Da, o poză cu Cornel. Ne-l postează și ne postează. Vom avea un insert acolo cu grija lui Dan Lungu, da. Da, e foarte simpatic. Lui sărmanul, da, da, da. E clar că metabolizează tot ceea ce vede și tot ceea ce ni se întâmplă și față de textele pe care le are. Mă bucur tare mult pentru că așa a rânduit Dumnezeu să vă întâlniți și să vă împrieteniți. Da, și eu mă bucur că ne-am întâlnit în sfârșit. Eu de mult vreau să-l cunosc. Dânsul mi-a spus că de mult mă căuta. Așa că a fost o întâlnire fericită care sperăm să se concretizeze și într-un CD audio pe textele dânsului. Da, și se iasă ceva fain. Are aprecieri despre medicină, domnul Udrea. Nu e nicio legătură de, nu, între cei doi. Nu, celebritatea numelui. Păi tocmai primul text pe care am încercat să-l cânt a fost tocmai o critică la adresa familiei, sau mai rog, adresa cuplului Cocoș Udrea. Cocoș. Dar da, n-aș vrea să fim în pielea lor, nici unii să nu fie nici Cocoș, nici Udrea, nici nimic. Ăla de tura asta? Nu. Nu vreți? Nu, ce? E mai personalizat așa pe momentul respectiv și nu e. Am înțeles. Musai. Da, da, nu-ți hai, mai bine să... Uite, text al unui alt om fain, care mie mi-a plăcut la vremea respectivă, Ștefan Cazimir. Mă doare în cot! Mă doare în cot! Mă doare în cot, mă doare în cot. Dureri de gât, dureri de dinți,
dureri de cap din abundență, nenumărate suferinți ne umplu viața, existență, dar pe deasupra tuturora mă supără urât de tot și zilnic își respectă ora, durerea crâncenă de tot cot. Mă doare-n cot, te doare-n cot, ne doare-n cot, îl doare-n cot, îi doare-n cot. Păi zi unde trebuie. Păi doare, îi doare-n cot. Mă doare-n cot, te doare-n cot, îi doare-n cot, ne doare-n cot. Dureri de gât, dureri de dinți, dureri de cap din abundență. Ce leacuri n-am cercat, o, Doamne, pilule, frecții, băi, pomezi. Trec ani în șir, trec veri și toamne, durere când ai să încetezi. Întâmpinând destule piedici, mi-am spus necazul peste tot. Da, ce-ți pot face vieții medici când și pe ei? Păi doare în lot, în tot. Mă doare în cot, te doare în cot, ne doare în cot, îl doare în cot, mă doare în cot, te doare în cot, îl doare în cot, o doare în cot, îl doare în cot, ne doare în cot, bă, doare în cot, îi doare în cot. O, frații mei de suferință, nu știți cumva vreun antidot? E ceasul când mă amenință durerea zilnică de mă doare în cot, te doare în cot, îl doare în cot, o doare în cot, ne doare în cot, vă doare în cot, le doare în cot, îl doare în cot, îi doare în cot, mă doare în... cot. Mulțumim, Dani. Da. E, da, m-am întristat, dar nu o să vă mărturisesc pentru ce știți dumneavoastră foarte bine. Nici măcar în posterioarele lor puturoase nu-i doare de noi. Trebuie să le administrăm așa, știm noi ce, dar nu astăzi. Pentru că nu mai avem decât 13 minute, nu știu cum a trecut. Ceva teribil, ceva teribil, da, da, da. Bine, pentru că suntem deja în postul Crăciunului. Da. Eu vreau să trimitem un gând de drag, chiar așa, cu un zâmbet, cu... o bucurie de aici tuturor celor care sunt în diverse tipuri de război. Oh, ce frumos, Dani. Că e război de ăsta concret, cu arme, cu mizerii. Că e doar un război interior în care nu știm ce să alegem la un moment dat. Sau nu știm încotro. Colind Moroșenesc din vremea războiului. Ce frumos, l-am ascultat și astăzi. Mere, mere, Maica Sfântă, ler Sfântă Mărie, în grădina-ntr-a urită, ler Sfântă Mărie, ler. Mere să culeagă flori, ler Sfântă Mărie, să le cuiască feciori, ler Sfântă Mărie, ler. Amarelis zilile, ler Sfântă Mărie, cu om le plouă glonțele, ler Sfântă Mărie, ler.
Du-te, pasăre și zboară, Ler Sfântă Mărie. Spune-le să nu s-o moră, Ler Sfântă Mărie, Ler. Și le spune cu glas tare, Ler Sfântă Mărie, că vine o sărbătoare, Ler Sfântă Mărie, Ler. Și le spune cu glas bun, Ler Sfântă Mărie, că vine Sfântul Crăciun, Ler Sfântă Mărie, Ler. Ler Sfântă Mărie, Ler. Și de Crăciun îl așteptăm pe Dumnezeu, nu pe un moș în roșu care are treabă cu o firmă internațională, nu renii lui cu nasul roșu sau nu, nici pe omul de zăpadă, ci Dumnezeu se întrupează ca să ne trezim, ca să ne zdruncinăm un pic iezlea sufletului. Și să fim și noi vii, nu morți vii. Uh-huh. Știți că sunt mulți oameni care își îngroapă visele ca să nu și le îngroape, pleacă tinerii din țară. Dacă rămân și le mai îngroapă. S-o reîntoarce și tinerii plecați. Omul care și-a îngropat visele e mort. E mort. E mort. N-are pentru ce trăi. Trăiește ca să fie și el acolo, că e rușine să se sinucidă sau nu știu ce alte prostii din, de genul ăsta. El e mort. Îl îngroapă la 70-80 de ani. El e mort de la 25-30-40. Când se resemnează și zice, gata, eu nu mai am pentru ce face nimic în lumea asta. Să știi că toți avem niște oscilații. Recunosc că și eu am avut câteodată niște oscilații de genul, bă, hai să plec, ce fac aici? Artistul în România are o condiție ciudată. Dacă nu cântă cu buricul gol și cu silicoane și dacă nu face niște compromisuri, nu îi băgat în seamă. Și atunci, pentru cine facem artă, de exemplu? Și am găsit și răspunsul. O facem noi. Pentru noi. Pentru scânteia divină din fiecare dintre oamenii aia care gustă. Chiar dacă doar zâmbetul nu ne acoperă facturile, că poate puțină lume știe sau își închipuie că și artiștii au facturi. Și că și la ei bate portarelul la cineva la ușă sau la telefon să zică, știți, ați întârziat cu plata sau ceva de genul. De parcă nu mi-ai fi fost drag destul. No, dar să ne întristăm, mai bine să cântăm orice sau să mai zicem ce. Ești mai drag acum, pentru că ai spus atât de frumos că vine Dumnezeu, nu vine moșul cu nasul roșu, cu pelerină, cu crăciunițe, cu toate prostiile. A, da, dar de crăciunițe am uitat. Am uitat. Mai bine că ai uitat. Stai un pic, nu zice nimeni să ne bucurăm în toate felurile. Da. Sunt de acord și cu aceste simboluri, dar nu astea sunt alea principale. Dar ce, suntem la bordel sau suntem... Nu alea sunt principale, nu, iubire, senzualitate, de acord, fie. Cu șampoanele la vedere și cu posteriorul la vedere. Să nu exagerăm, dar Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoară. Ce
păstori aleargă, iezi la o împresoară, mari minuni se întâmplară. Păi, noi să tot preluăm niște simboluri de astea din afară, trebuie să fim tare proști. Și cum nu suntem proști? Uite, eu am la chitară întâmplător, dar nu e întâmplător, tricolorul. Nu, no, e întâmplător. Despre care fix azi am citit, deși știam, da. Dar mi-a ajuns din nou informația sub nas, că astea-s culorile dacilor. Mm-hmm, da. Le aveau pe lângă lupul dacic, da? Pe lângă steag, aveau culorile astea. De ce oare? Pe cercul ăla de culori, culorile principale sunt astea, roșu, galben și albastru. Ele, intercalându-se, dau restul spectrului de culori. Dani, am o rugăminte mare și trebuie să-mi promiți acum că ne vedem și într-o ediție de sărbători pentru a continua subiectul. Ne-am vedea că trebuie să corindăm mai bine. Așa, să ne vedem și de sărbători și dacă ne-a promis va veni și ne va desfăta, nu mai avem decât 4 minute, Dani, din cadrul acestei întâlniri, astfel încât... Am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii nu s-au dus. Am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii nu s-au dus. Dacia a fost în veci creștină, adică l-aștepta pe Hristos și credea în valorile Lui. Zalmoxe, tot aceleași valori și legi le-a lăsat ca cele creștine. Dacia, cetate de lumină, Dacia, țara zeilor, Dacia, țara comorilor. Și-am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii nu s-au dus. Am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii nu s-au dus. Zalmoxe și Burebista, chiar cu ei începe lista. De ce bal și de ce neu, ce-au făcut aș vrea să putem face și noi și eu. C-am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii. Am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii s-au dus. Regii daci, regii daci, preoții inițiați, regii daci, regii daci, între noi sunt întrupați. Și-am venit aici la voi apoi că străbunii s-au dus. Am venit aici la voi din țara de sus, să vă amintesc apoi că străbunii nu s-au dus. Noastră de identitate pe care trebuie să o respectăm, să o onorăm. M-a emoționat până la lacrimi, cred că ai simțit asta.
mă bucur. Și așa ca la examen am transpirat, palmele mi sunt umede. Da, întâlnirea noastră de astăzi s-a încheiat, Dani. Îți mulțumesc și mă înclin în fața ta mereu. Nu, în fața omului mai ales. În fața omului mai ales. Ne om revedea în preajma sărbătorilor de nașterea. De ani de zile le spun telespectatorilor, oameni buni, nu sărbătorim, știți, v-ați mai auzit, nu sărbătorim Crăciunul, sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Și Daniel Făt, actorul, omul mai ales, vedeți ce, românul va fi cu noi. Mulțumesc. Tot dragi. Să ne revedem. Să aveți un post ușor. Să ne revedem sănătoși. Să țineți și să vă dea Dumnezeu numai bucurie acolo din suflet. Doar ne ajută cu-i sărută și spărește cu iubește. Iată un dialog cu timpul pe care trebuie să-l purtăm din când în când, adică cu noi înșine. Nu mai este loc pentru altceva. Vă mulțumesc din toată inima. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!